сказала, дрожи мне ступай. Bună, Mări! Bună, Marin! Iacă astăzi, în 18 aprilie, am început să prăgăcim stupii de pădure. După cum am spus, de rândul trecut n-am mai făcut nimic până acum. Acum și fac scot târciile ale de iarnă. Dacă trebuie, măriesc un pic cuibul și am să bag ramele faguri artificiale, dar zilele așa. Acum să văd la asta, să pun ventilatoarele tot, hrănitorul luăm jos, până la toamnă nu ni-l mai trebuie. Și cam asta, să vigem și ei, la ei mai slab să le pun câte vreun ram, două, la ei tari să le mai iau sau om vigea și faci. Mări, anul ăsta, să știi că în floare pădurea mult mai în vreme ca anul trecut. Anul trecut până în 7 mai nu ne-am dus, dar anul ăsta o să ajungem spre săptămâna mare. Undeva o să mă duc sâmbătă, duminică să văd pădurea și atunci am să o hotărăsc de luni până joi când am să plec. Și bai, nu-i bai bun când e pădurea în vreme, că totdeauna nu a fost miere când a fost în vreme, dar noi musai să plecăm și să vigem șofii. Temperaturii am avut aproape de mari, până la 27 și 31 de grade. Astăzi a fost o zi zăpușală, poate că vine astară ploaia, nu știu. Albinile ale de jos m-au atacat potop, aici ale de sus mai puțin sau nici cum, că pavilionul, avantajul la pavilionul ăsta e nici tot închis aici, nu este să ceartă și dar jos, vai și amar. De-abia am așteptat să gata. Nici n-am putut să filmez, Mări. Că te-o atacat. Că m-o atacat și o trebuie numai eu ce lucrat. Bun. Ia că acum, dacă trebuie, mai tai și puietul de trânturi. Iar așa arată stupul, albina. Iau hrănitorul și acum îi pun ventilatorul. Uite, Mări, aici cum arată în ladă. E, acum eu îi deschid șurginișul ăsta. Albina vieții m-au trecut pe ramurile de după diafragmă. Aici rame și-au avut pline de miere. Încărcate. Poate că îi las. Acum lucru numai ce trebuie. Îi las câte vreunul și acasă, pre când vin. Iacă ramul plin de trânturi, trebuie tăiat. Mări, adă să vigem câte baroi este. Ia-că mai de una. Asta? Ia-că una. Vedeți? Nu, asta.
Așa că nu baș este așa. Tu câte una ai musai să fie. Să fie fost 2, 3, 4 la un loc, atunci aș fi fost infectat de ce doare capul. Așa că tratamentul, uite. Dar să nu ghingești, Mării, că nu este și în ramele cu puiet albine. Așa că și ăsta își face lucrarea cât trebuie. Mării, cum a dus și acum? Ia că acum, Mării, ce mai facem? Ramul ăsta plin de miere rămâne acasă. Și e tare bine pentru când vin de la pădure. E, asta e un ram bun care îl bag de lărgit cuibu. Mări, îmi dai și o șară sau și ani aici să-i pun. Aici ești clăzit și așa. Care? Dăm să clăgească. Ia. Păi ai dat drumul să-mi ia. Bun. Pe ăsta e un pic clăgit, dar nu trecut. Îl bag în dărăt să clăgească până sus. Să-l lipească așa aici. Că ăsta e un stup bun. Și ramele cu polen care au prin ele, vezi, uite cum e ăsta, Mării, așa, de păcat să le scoți, că se mucegăriește, n-ai voie să le scoți. Mării, numai le cu miere căpășită. E, și acum vine aici lărgit. Cu rame, faguri artificiale. Dar vezi, n-am scris că ce rame. Ca să știm. Hai, nu. Nu mai scriu. Păi, ce, facem la tot câte patru. Și pigem. Nici nu știi cât ce facem, cât ce am de ale goale. Ai oprit? Bun. Nici nu știu că ce rame am dale noi, știi? Și atunci, pe urmă, văd cât fac, cât ce fac. Ar trebui să calculăm și. Și așa că stupul e cam pregătit de pădure. Dacă ar fi un an bun, sau numai trizele să avem când e în floarea, în floare. Atunci o să fie tare bine. Bun, pe parcurs mai filmăm și mai vedem ce lucrăm, mai bine. Ne, uite, Mării, acum cum a fost răgăcit de iarbă, acum trebuie scos. Și iară trebuie bine păzit acum când se lărgește cuibul, că au anunțat vreme și plus 14 prăstăță. Și atunci, bine, să
să aibă grijă să nu risească puietul, măi. Puietul trebuie păzit ca ochii din cap. Că de risește puietul, atunci vin și becejuguri în cap și în tot. Acum uite cum face Marin să fie sigur să nu risească nici de-a. Dacă poți, Mări, să vezi mai aproape. E, acum să pune Hanemanul. Și atunci, după cum am spus, să nu risească cuibul, să pune și nailonul. Numai acum nu-i mai direct pe rame, din cauza că trebuie să lucru cu ramele și să nu... Și acum și trebuie făcut, pentru că e numai prezește rame, matca are nevoie mai... de mai mult. Asta e un dezavantaj la stupul ăsta a jeu. Numai, cum am spus eu, cu 100 de stupi se stupărește tare bine. Și acum Marin caută. Să-i lărgească cuib. Totdeauna ramele din margine le pun sus. Acum caut aici. E, uite, aici trântorii ori ieșit. Știi că eu acum, în primăvară, nu așa am vreme ca să tai, să... Vezi, ori cam ieșit primatur. Nu-i bai nimica, că de tratați, îți tratați la vreme. Că mulți stupari mari nu lucră. Vezi, ai din capăt până în capăt mări. E, ia că pe ăsta. Asta e rezerva ce trebuie să o aibă ele în lat. Acum o are, dar nu. Și acum îmi trebuie mării două rame de puiesc. Așa se de puiet, dar uite cam au miere, și și acum, ca să le folosească ele direct de puiet, de puiet, că dacă las mierea, n-au să pune. Deci nu trebuie să le descăpășesc aici, ca să folosească mierea. Acum ele de loc umblă la miere și fac loc. Asta e bă, la stare numai de oletul. Eu nu pun acum mării seară nouă, cu toate că s-ar pucea, eu aia o fac la pădure. Și de ce? Dacă nu-i pădurea, dacă și pun seara nouă, de obicei are să mă umple de polen și de asta. Ramul nou nu aș vrea un mătchilica să-l depun. E dacă când vin pădure, atunci îl depune automat un gojofi. Tot
Dacă nu-i pădure, el sări. Pentru că la noi gata, deci m-a sunat atunci. Cum am spus, când am soltat afară, ce mă l-a atacat, dar n-am mai știut ce să fac. Dar în pricoliță, ia, poți să lucri cu goge, vrei. Și să pregătești stupid în goge, vrei. Deci cu asta cam asta lucră. E acum Marin mai o zi, două, trei, când avem vreme să băgăm și șara. Și atunci să umplem tot. Acum mările scrie. Să ridicăm și rame goale, avem dale noi. Și cât e să clădim? Totdeauna am făcut patru. Trebuie un carton. Da. Mării, temperatura afară e 26, dar aici, în pavilion, 33. Murim de cald. Da. Afară s-a onorat, observ. E, acum mergem să căutăm cartoane, să punem la fiecare. Așa. Ia că mării astăzi zeu a doua de lucru. Ieri a fost zi caniculară pentru mine aici, a fost plus 33 înăuntru și afară, nu știu, plus 26, mi se pare. Am spus eu ieri, numai nu mă înțeleg. Și astăzi e numai 6 prieșe afară și aici 20. Și m-am apucat să-i lucru mai departe, să-i pregătesc de pădure. Vânt bace tare și-i vreme urâte, afară zboară câte una, două ori. Și ne apucăm mări. Ramele cu miere care strine să scot afară, că alea-s bine vinice după pădurile. Ăsta-i cu doi? Ăsta-i cu doi. Tot o făcut și aici, minună. Că ce, acum scot ramul cu miere și bag ramul gol.
Dragii mei, stuparea, acum închei filmul și să...